Orice moțiune de cenzură depusă care trece ne duce la Cotroceni. Eu oricum nu o să merg acolo. Și propunerea pe care vom face noi va fi respinsă de președintele Iohannis și va veni cu ori cu Dacian Cioloș, ori cu Dacian Cioloș Reloaded, ori cu Guvernul Tehnocrat 2. Ceva de genul ăsta pe care noi vom respinge și vom ajunge în final la anticipat. Și atunci, dacă discutăm de moțiune de cenzură, asta am spus domnului Tăricianu, trebuie să înțelegeți când discutăm de alegeri anticipate, pentru că acolo vom ajunge.